Salut, sunt Lana Criveanu și te aștept cu drag la cursul design vestimentar de la Dallas Girl. În momentul în care ești înconjurat de frumos, viața ta devine frumoasă. Dacă am înțelege lucrurile astea că estetica este fundamentul frumosului din viața noastră, am fi mult mai mulți în suportul acestui frumos. Era o domnișoară care a început să plângă înainte de a ieși pe scenă și îmi zice: ce fac că ies pe scenă acum? Zic, înainte nu plânge, stai, du-te acolo, vezi cum este. Și după aceea a fost atâta emoție. Cursul este e complex și are multă informație. Și cumva spre sfârșit obosiseră și au zis: eu nu mai fac, eu nu mai intru, eu nu mai pot, pentru mine nu sunt mulțumită. Și am luat pe viară pe fiecare pe rând, i-am sprijinit, hai să vedem, hai să facem, hai să... Și zic, uite, hai să trăiești emoția aia și după aceea mai vorbim. Și frumos a fost că după ce am terminat evenimentul, toți au venit și au zis: Doamne, ce mă bucur că v-am ascultat, ce mă bucur că sunt aici, ce mă bucur că am trăit emoția asta. Iar acum, mare parte dintre ei au zis: trebuie să fac neapărat avansații, pentru că e ceva de care nu vreau să mă despart, pur și simplu. E superb! Am avut multe emoții, cred că toată lumea are multe emoții pentru că e prima și nu știam la ce să ne așteptăm. Dar în același timp am simțit o mare bucurie și am fost super entuziasmată să văd toate fetele îmbrăcate cu hainele pe care le-am făcut eu. A fost o experiență minunată. N-am mai trăit până acum aceste sentimente. Emoții foarte mari înainte de prezentare. Voiam foarte tare ca totul să iasă bine. Iar după prezentare mi-a crescut inima până la cer și înapoi să văd că mi-a ieșit cum mi-am dorit eu. Experiența prezentării este una emoționantă și după muncă știți cum este, te simți bine, te simți foarte bine. Totul fabulos, deci este spectaculos. Este o energie foarte, foarte mare și mi se pare că a fost așa un final foarte energic după atâta muncă de jumătate de ani, poate chiar și mai mult. Eram foarte nerăbdătoare, nu știam că e așa un extaz de la început, dar până la urmă a ieșit totul foarte bine și sunt foarte bucuroasă și de modele și mulțumesc foarte mult tuturor care m-au sprijinit. Mi-a plăcut să văd în sfârșit creațiile mele prezentate pe un podium. Am avut niște emoții incredibile. Emoționant și cred că o să fim emoționați multă vreme după. Dar ce mi s-a părut aici fascinant, mai ales la ziua de astăzi, este că am văzut un mediu cu foarte multă frumusețe și eleganță. Cursul acesta m-a ajutat să-mi dau seama că sunt potrivită acestei lumi. Încă sunt așa în extazul serii și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. A fost foarte interesantă, emoționant în același timp, dar plină de satisfacție. Nu pot să descriu în cuvinte o experiență pe care n-am mai trăit-o. A fost prima mea prezentare de modă, să spunem, și a fost super, super, super emoționant. A fost un sentiment de mândrie, pentru că, în sfârșit, după multă muncă, am reușit să ajung pe podium. A fost excepțional, am avut mari emoții, dar a fost o experiență unică. Superb! Aș mai repeta experiența, să sperăm că la anul o să fie la fel. A fost ceva interesant, ieșit din comun, cu niște emoții pe care nu le-am mai trăit. Mi-am dorit neapărat să fac cursurile la Dallas pentru că doar la Dallas Go cursurile se termină și cu prezentarea de modă, ceea ce e foarte important și o experiență nemaipomenită pentru tineri începători designeri. Prima parte, nu te atingi de haine, nici măcar de ideea de haine. În prima parte ne jucăm cu exerciții creative. Da? Alea sunt baza, sunt fundamentul, da? Sunt niște exerciții creative. Și de-abia după ce mă relaxez în creativitatea mea prin acele exerciții, de-abia după aceea trec și mă așez un pic și mă uit spre haine. În primul rând învață proporțiile, învață
crocheul, învață să-l facă, învață să lucreze cu elementele pe care, elementele colecției, învață să-și facă un mood board, să-și facă o poveste, învață să-și transmită o informație, învață să le facă, să le croiască, să și le amprenteze cumva, știi, cu emoția lor, să și le amprenteze cu detaliile lor, cu ce, da, eu vreau așa, da, mie îmi place așa, ok, dar ți se pare potrivit în proporția asta, dar ți este ok, cum vine? Și acolo începe așa, încep niște lucruri fine pe care le dezvolt, pe care cumva le dezvolți pe parcurs și la sfârșit ți le pui în practică, efectiv. Cumva în grupul în care ești, simți că ai suport, că cumva toți fac lucrul ăsta, toți se apropie de ei, toți se cunosc mai bine, toți se sprijină. Sunt niște zile în care ne strângem toți, în care mașinile merg în continuu, în care fiecare întreabă cine mă ajută să fac asta, cine mă ajută să fac asta, cum fac asta. Și cei care știu mai bine îi ajută pe ceilalți, le arată cum să facă, se face târziu, se comandă o pizza, se stă la povești, se stă la muncă. E așa o atmosferă frumoasă și e așa o atmosferă de echipă. Până la urmă, designul vestimentar este o meserie de echipă. Și când i-am văzut așa pe toți, pe toți sprijinindu-se și pe toți ajutându-se, e fabulos, e fabulos. Am învățat să desenăm, am luat-o ușor cu punctul, linia, am învățat să facem un corp uman, după care să punem o haină pe corp și după aia am făcut hainele și uite că am ajuns aici. Am avansat foarte mult și am învățat foarte, foarte multe lucruri. Deci e foarte complex, aș putea să spun într-un cuvânt. Am învățat să desenez, am învățat să croiesc într-o oarecare măsură, am pus și mulaje, am învățat să fac tipare. Cursul a fost o experiență frumoasă, pentru că practic am început cu punct, să desenăm puncte și linii, așa, după care am început să dezvoltăm acestea și să le ducem spre a desena, spre a face un crochiu și ulterior a face o piesă vestimentară. Am învățat foarte multe lucruri. Am întâlnit oameni minunați, am întâlnit-o pe doamna Elena, care este un om minunat și ai ce învăța de la dânsa. În afară faptului că este designer, este și un psiholog foarte bun. O experiență nouă și inedită. Am învățat cum se structurează o colecție, am învățat ce înseamnă o colecție. În primul rând am învățat că nimic nu e imposibil. În al doilea rând am învățat foarte multe informații despre design și foarte multe informații și despre croitorie, cum dânsa a dorit să se introducă cumva și un pic din partea de croitorie ca să ne fie mult mai ușor să realizăm produsul finit. Am cusut la o singură roche noduri de mână timp de o lună de zile, zi și noapte, și se pare că nimic nu este imposibil. Cum să facem un mood board, ce să alegem, tiparele le-am învățat și cum cusut din acesta de bază. Am învățat să aleg materialele, am învățat să cos mai bine, am învățat să fac tipare și mă bucur că am făcut acest curs cu doamna Elena, pentru că tiparele mi se păreau ceva science fiction, dar doamna Elena le-a făcut să pară foarte, foarte ușoare. Am învățat să cos, ceea ce nu știam deloc. Să fac tipare, să combin culori, să văd frumusețea și eleganța și să văd produsul finit, de la zero cum pleacă totul până să ajungi să faci un produs vestimentar. E o cale lungă și grea, dar este minunat. Să croiesc ce la, la fel nu știam să fac, să cos decât de mână, așa poate un nasture atât. Și am apucat să fac o colecție întreagă. Am învățat să desenăm în primul rând, apoi să facem schițele și după am învățat să facem tiparele pentru rochii și pentru ce aveam noi idei. De exemplu, am făcut și o cămașă și am reușit să fac cămașa respectivă. Să-mi exprim creativitatea, să am curaj. E greu să ai curaj câteodată, să-ți depășești limitele și să creezi ceva de la zero, să faci ceva din nimic. Mare parte cursul s-a bazat pe creație. Piesele finale, ceea ce am reușit eu să fac cu propriile mele forțe,
faptul că am putut și să desenez un crochiu a fost ceva ce nu-mi imagineam că voi face vreodată, mi se părea imposibil și am reușit să desenez. Faptul că am făcut aceste schițe, care eu nu visam să le realizez. Dar cum trebuie creată o colecție de design vestimentar? Să pot crea dintr-un material foarte multe lucruri minunate și să dau viață materialelor care am lucrat cu ele. Păi, în primul rând, am învățat să desenez, ceea ce, sinceră să fiu, la început eram puțin sceptică. Când vedeam și schițele celor alte fete care, să zic, erau cumva mai la un nivel mai avansat față de mine, inițial am zis, nu, n-are cum, adică efectiv nu are cum ca eu să reușesc măcar să mă apropii de ceea ce fac ele, dar cu ceva muncă și cu efort și cu determinare am reușit. Aș chema toți oamenii care le plac hainele și care vor să experimenteze. Atât am doresc, doar să-și dorească. De aici poate să vină oricine, de fapt.